Primăria orașului Ineu a reușit să rezolve o problemă importantă a orașului. Este vorba despre asfaltarea mai multor străzi aflate într-o stare avansată de degradare. Lucrarea a primit undă verde chiar în prag de sărbători. Mă bucur că astăzi, după 3 luni de zile de la licitație, am reușit în sfârșit să dăm un câștigător, cel puțin comisia așa mi-a transmis astăzi că avem un câștigător în sfârșit la licitația care am avut-o pentru asfaltarea 12,2 km de străzi în Ineu. Este o investiție deosebit de importantă pentru noi, pentru că avem foarte multe străzi încă neasfaltate în orașul nostru și cu acești 12,2 km rezolvăm în proporție deosebit de însemnat tot ce înseamnă străzi în interiorul orașului. Contractul este consecința a 3 luni grele în care procedurile de realizare a licitației au dat bătăi de cap administrației locale. S-a scos la licitație acest tronson la o valoare de 15 milioane, aproximativ 15 milioane de lei și s-a câștigat cu o valoare de 50% din această valoare. Sper ca constructorul care a câștigat să reușească să ducă la bun sfârșit cu bine lucrarea, sper să avem o colaborare cum trebuie și sper ca tot ce înseamnă lucrarea în sine ei să fie de bună calitate. Lucrările de asfaltare urmează să fie încheiate în anul 2017.